Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Coperit în sfârșit explicația, se deschide frigiderul. Foarte, da. De la frigider ne îngrecem. Da, stai că au pus lumină în frigider și vedem ce e nou. Băi, deci situația este așa că eu după o săptămână de dietă în așa. Care, știi, am crezut că am trecut cu bine peste ea, la sfârșitul săptămânii am zis, mamă, dar mă simt mult mai bine. Dorm mai bine, respir mai bine, să nu mai am nicio treabă. Cred că am ajuns pe la 97 de kilograme, zic eu. Măcar. Da. Și eram practic la 100. Adică dacă fac un duș am păr ud, s-ar de 100. Cât mai e acolo. Deci nu știu de la cât am plecat după o săptămână sport? De foame. Am făcut puțin sport, am făcut niște gimnastică pentru spate, kineto. Eu am fost sâmbătă. Stai pe spate și te întinzi. Da. Am fost sâmbătă în tine. Și eu nu vreau să slăbesc, dar încerc. Și am fost sâmbătă. Așa. M-a rugat fiul meu să-l duc în Tineretului, în parcul Tineretului, acolo la Palatul Copiilor. Da, acolo erau niște prieteni să se joace și m-am dus cu el. Sunt gherete de mâncare acolo, e periculos. E adevărat și asta. Bă, dar să știți că foarte frumos e parcul ăla, plin de terenuri de sport, de nu știu ce, să vezi la basket ce era, cu boxe, cu alea, că ești în America. O și noi ne-am oprit asta, la fotbal. Asta nu e bine. Da, da, da. Și au venit niște copii acolo, acolo se adună tot felul de cetățeni și se joacă fotbal. Adică nu-ți vin organizați, vin câte doi, câte trei. Și cumva m-a abordat și pe mine în miuța asta, că nu erau oameni. Și eu ca să îți am jucat fotbal, jumătate de oră. Acum încă mă simt de zici că m-a lovit trenul. Și ai leșinat două ore după. Ieri am făcut eliptică, am stors tricou. Ma. Înțelegi? Da. Și m-am urcat azi dimineață pe cântar, zic, mamă, i-am omorât. Aveam vreo 400 de grame în plus față de vineri. Băi, eu cred că da, cred că e acumulare de acid lactic. Da, cresc mușchi asta. Mușchi. Da. Ai pus masă musculară. Da. Deci fiți atenți. Că nu-mi explic altfel. Există, păi asta e. Când ai fost la basket, era soare afară? Era caniculă. De la asta e. Expunerea la soare face bărbaților foame. Dar nu și doamnelor, înțelegi? Deci asta este rezultatul... Asta e puțin, asta e doar pentru bărbați, da, valabil. Este rezultatul serios unei ample cercetări făcute la Universitatea din Tel Aviv. Băi, ce treabă oamenii. Studiul a urmărit ciclicitatea consumului de hrană și legătura cu anotimpurile. Cercetătorii au descoperit că în medie bărbații consumă cu 300 de calorii zilnic în plus vara, în loc de iarna. Practic, rezultă o bere. Sau jumătate de bere, nu? Asta vreau să întreb, bere, da. Doar 300 de calorii? Da, în medie. Eu cred că au greșit ceva undeva. Da, nu știu, băi, dar ce frumos e să fii cercetător. Și intrigați, cercetătorii le-au cerut subiecților, fiți atenți, să iasă cât mai mult la plimbare îmbrăcați lejer. Cu tricouri, cu mânecă scurtă, pantaloni scurți, vara, ca să se expună mai mult la soare. E mișto să fii și subiect de cercetare în cazul ăsta, deci care-i treaba ta? Du-te la plimbare. Cum te îmbraci? No, ești prea... Mai tai un pic, mai scurtează. Dar exista o variantă în care să te faci cercetător doar pentru cauze de-astea frivole, așa? Sper că există. Adică să n-ai nimic complicat, dar da. Să faci studii de-astea. Dânsii cercetătorii au descoperit că în cazul bărbaților, expunerea la soare stimula eliberarea unui hormon numit grelin. Cu H, grelin. Deci la grelin ne greșeam. Este eliberat de stomac și semnalează creierului că e gol stomacul și trebuie umplut. Deci este hormonul foamei. Deci vezi și o parte complicată. Noi cred că avem foarte mulți hormoni de genul ăsta. Da. Noi, da. Adică cel puțin la mine sunt non-stop. Așa. Eu măcar unul trează permanent. Da, da. Noi cred că putem să facem și eu. Am niște hormoni ăștia super activi în stomac. Da. Nu știu cum să fac. Grelin. Da. Noi ne ocupăm de partea de organizare. Cercetător administrator. Asta este. Asta e. Asta ne-ar plăcea. Asta e funcția. Care vizăm noi. Da, da. Și domne, cercetătorii... cercetător administrator la Tel Aviv adun oamenii, le dau să mănânce. Da, exact, exact. Și au descoperit același șoricei, îți plac? Da. Da. Nu putem obișnui. Deci, ei au mers mai departe cu studiul, cercetătorii din Tel Aviv, de la universitate, și au descoperit același efect și în cazul șoarecilor de laborator expuși la raze solare cu grad ridicat de ultraviolete. Și mă întreb dacă eu am îmbrăcat și pe ei în tricouri și pantalonași scurți. Studiu coerent. Băi, să avem același standard pentru toți. Pune-i pantalonași. Eu acum am dau seama... să îmbraci șoricei cu pantalonași scurți? Eu cred că știrea cu care am început noi astăzi, cu măgaruși cei doi ponei, da. Era un test al cercetătorilor. Da. Din Șunculești, sau cum era? Șuncuiuț. Șuncuiuț. Șuncușor. Eu cred că de fapt asta cercetau. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.